Am început o viață nouă acolo, cumva, era totul de la zero, fără anturaje și a rămas cu 5 lire de un pachet de țigări pe toată săptămâna. Și sunt destul de modest din multe puncte de vedere. Dar pe mine nu mă oprește nimeni niciodată, mă, nu vrea să facă nimeni poze cu mine, pe mine cine mă știe, mă, coaie. Am băut, m-au luat de cap și am început să țip pe -mi microfon și am zis, mamă, ce tare cu aia. Au venit mai mulți, a venit unul cu toporul, erau 20, noi 4, fac o cruce și mă rog să iasă totul bine, atât. Bună ziua, clan, și bine v-am găsit cu un nou episod podcast Beach Please. Alături de mine este revoluționarul MGL. Te pup, bro, mă bucur să fiu aici. Și eu mă bucur că suntem aici. care i treaba? Bă, bine. Nu știu, sunt entuziasmat de podcastul ăsta. Primul meu podcast, actually. Știu, da. Cum a fost și primul concert legit la Beach Please. Primul tău concert Beach Please, da? da. Cum a fost? Bă, marfă. M-am avut multe emoții, sincer să fiu. Și am fost super criticat după chestia S-au produs, nu știu, niște greșeli din partea mea, gen, uh, pentru care am fost criticat și eu și Swisher. El uh, e artistul care urca cu mine pe scenă, e fratele meu. Și trebuia să-mi țin minte numărul microfonului. Nu l-am ținut minte. S-au inversat microfoanele și el se auzea mai tare decât mine. Nu ne-am dat seama pe scenă, știi. Uh, și da, aveam emoții în pula mea, nu eram familiarizat cu treaba asta, erau și 20.000 de oameni. Trebuia să fac cumva și atmosferă, să interacționez cu publicul, să-mi fac repertoriu, nu aveam așa multe piese. A fost o chestie de asta, știi? Pentru care am fost criticat că, bă, nu, nu sunt cap piese, pula mea de astea. Pentru faptul că nu era, sau auzea destul de tare. O chestie, dar, repete, e actually greșeala mea. Se mai întâmplă, primul concert ai zis. Bă, primul concert, da, eu zic că am făcut față cu succes cumva. Au fost oameni care au zis, știi că a fost marfă, și oameni din spatele ecranului care au zis că, bă, e dubios, ceva nu bine. Da, dar oricum cei care s-au uitat de acasă n-au trăit aceeași experiență pe care au fost acolo. Bro, era super diferit. Lumea chiar cânta melodiile, gen, chiar era pe fază la, ori, la orice piesă. Știu, Cânta da. orice vers și, nu știu, și când am interacționat cu ei, am zis să scoată blițurile, chestii, chiar au fost pe fază, a fost mare. Bă, și să fii criticat la primul concert, pentru că a fost și la nivelul ăsta, că poate mulți au primul concert, cine știe da. prin ce beci și... Da, da, gen asta, asta încerc să zic, că poate era ceva mai, mai mic așa și putea să fie rău. La... Bă, frate, eu am văzut, nu am fost la un concert de al tău de după Beach Please, da. dar am văzut că face o atmosferă monstru. Am văzut pe TikTok Bă, mersi. cum sar și tu da, și Da, clipurile lumea. au devenit virale, gen în momentul în care am ieșit de pe scenă. Uh, bă, nu mai puteam să respir cu aia. Bătea inima ca la cal și eram roșu la față. Dar eram fericit, știi, că am făcut atmosferă. Chiar s-a simțit, a fost inedit, gen. Nimeni nu se aștepta să... Ne așteptam să iasă super bine, gen eu și cu echipa mea cu Gavi, inginerul meu de sunet, care stătea acolo la, la laptop, la dădea la play și astea. Treabă de inginer de sunet. Uh, gen, noi ne așteptam să iasă bine, dar a ieșit peste așteptările noastre. A fost haos. Super Cred tare. Că de asta a devenit așa super viral și chestii. Da, mă, se simțea, adică eu o văzând de pe TikTok și m-am simțit, mi s-a făcut și mie pielea de găină da. și ce atmosferă, ce aș fi vrut să fiu și eu acolo, știi, să sar cu toată da, lumea. Da. E ceva special. Îmi doresc să fie așa toate concertele, Doamne, la cât doamnește, mai multe și cât -a mai mulți oameni. Ai ceva superstiții înainte de concerte? Bă, eu de fel sunt așa credincios, pun, fac, fac o cruce și mă rog să iasă totul bine, atât. N-am nicio altă Cum au uh, curs concertele după Beach Please? Bă, Na Nu știu, a fost o perioadă quiet, încerc să fiu și, pe, și datorită faptului că am fost uh, mulți de la contact fatal, m-au clasificat ca de-abia intrat pe piață, deși aveam experiență în spate încă din 2017 și am mai mișcat niște piese, știi, înainte de contact mm -hmm. fatal. Mm -hmm. Dar mulți au zis, mi-au lăsat amprenta de bă, tu atunci te-ai făcut remarcat, practic de atunci ai început, știi? Și cumva nu erau siguri, bă, hai să chiop pe asta, suntem noi siguri că strânge atâta lume, suntem noi siguri că are atât impact asupra publicului, că una este internetul, alta este real life. Știi da. ce zic? Da, eu, na, în ultima perioadă consider că mi-am făcut bine treaba și, prin urmare, o să urmeze super multe concerte în perioada asta. Vin și balurile, vin astea deja, chiar sunt contactat. Nu sunt fully booked, dar sunt contactat. Asta e bine, asta e important. Ai ceva să anunți, proiecte noi, piese, albume, chestii? Uh, tocmai ce am filmat acum pe 3 septembrie la următoarea piesă care o se numească Pop Smoke. Uh, nu știu, mi-am dat eu pe chestia asta, după ce am fost comparat cu el, asemănat cu el, pardon, ca și timbru vocal, ca și mișcare scenică, da. chestii, faptul că abordez genul ăsta muzical drill și că mi-am dat-o pe drill în shit, uh, nu, gen, titlul piesei vine de la un simplu vers, știi, ascult Pop Smoke într-un BMW și uh -huh. am zis, bă, să numească ascult Pop Smoke care avea super mare impact, ar fi și chestia asta, nu știu ar interacționa lumea cu titlul ăsta. Iar în rest, aparte de piesa asta care, nu știu, să aibă și o producție destul de mare și o să fie marfă rău, pregătesc și un album, îmi doresc să-l dau în decembrie, nu i anunțat nimic legit, câte piese o să aibă, care sunt colaborările de pe album, dar mi-am pus eu un plan să fac chestia asta, știi, să lucrez non-stop la el, ca să iasă ceva marfă și îmi doresc să-l dau în decembrie. Doamne ajută, dacă nu mai târziu, dar măcar să iasă ceva foc, știi? E bine că lumea află că trebuie să vină un album. Păi mi se cere. Am pus da. întrebări pe Instagram și pe live-uri, pe Insta, pe TikTok, toată lumea ce album când, album când, album când și cumva am început să mă gândesc la treaba asta. Că ar intra marfă un album. Da. Na. Hai să o luăm așa cu... Noi ne-am dus cumva în zona asta de concerte și așa, dar să o luăm cumva... O prezentare, să zic așa. Okay. De la ce vine abrevierea MGL? Toată lumea mă întreabă asta. Mare Golan Lăutarul. Serios? Nu. <laughs> Dar, uh, cu părere de rău, nu pot să răspund la această întrebare. Sunt inițialele numelui meu, știi? Uh -huh. Și nu aș vrea să fac chestia asta publică din motive personale, gen. Uh -huh. Ok, deci inițialele numele? Da. Ce vârstă ai? 21. 21? Da. De obicei, mi-a dă mai mai, dă mai mult. Da! Mi-ai dat 24-25. Nu, eu am 22, am sky, 23, cam așa. Acolo, nu? Da. Wow! A, lumea m nu știu bravo. de ce. Mă fac bătrân. Mersi! <laughs> Cum a început toată treaba cu muzica pentru tine? În 2017, dintr-o joacă, în cartier, ne făceam rosturi pe niște instrumentale la vrăjeală eu cu un prieten. Uh, era și februarie da, în 2015 a fost februarie cu Seatra benz. a uh -huh. apărut trapul România, a fost o mișcare așa și mi-a dat de gândit. Că ăștia erau la modul, bă, ai că le nimerești. Adică mm. bea ceva cuvinte pe acolo. Și era un studio în Galați, La care aveam posibilitatea să mă duc. Și, nu știu, m-am dus acasă și am făcut o piesă. Prima mea piesă. Îți dai seama că primele piese, acum dacă le ascultă, sunt dar pe atunci un super mândru că ieșea din mâna mea totul. Exact. Instrumentale de pe net, Bar ne aveam eu de drept. La ce de autor, de... Păi mă la studio ăla. Ah, Aparatura okay, era okay. bună, știi? N-aveam eu okay. experiență. Tremuram ca un chihuahua în studio, <laughs> ești nebun. Era prima dată. Nici nu-mi găsisem stilul. am stat ceva timp până să îl găsesc pe MGL ăsta, care e în pură esență așa MGL, știi? Până atunci am experimentat multe stiluri. M-a dat și pe reggaeton și pe soul și pe trap, și pe... Na. Și, și stilul ăsta unde l-ai dezvoltat când te-ai dus în Anglia? Cum a fost treaba asta cu plecarea ta în Anglia? Uh, na, n-a fost gen... Ai mei, în primul rând, s-au gândit să facem... De la ei mei a plecat treaba, de la părinții uh. mei, înțelegi? Ei s-au gândit să facem pasul ăsta uh, pentru că ar fi mai bine pentru mine. S-au gândit că o studiez acolo, că... N-au văzut că eram numai prin cartier, pe astea, de-abia vedeam la față în pula mea, pe, pe maica mea vedeam o oră dimineața la față și pe taică meu seara, o oră tot așa, bună seara tată și aia era, Gen, nu, ne, nu prea ne vedeam la față, știi ce zic? Mm. Și nu știu, au fost ei într-un punct, nu pentru că o duceam rău, ci pentru că s-au gândit la viitor, au zis bă, hai să schimbăm peisajul, să o luăm de la zero în altă țară, să vedem ce se întâmplă, pentru că deja... Verișoara mea era acolo, mătușii mei era acolo, cumva. Și am zis Hai să mergem. Și am mers, știi? Uh -huh. N-am mai putut să continui chestia asta. Nu mai aveam studio, nu mai aveam nimic. Până la urmă am acolo și făceam eu chestii de, de cap în ce Când se întâmpla plecarea asta? 2018. A, fix după un an. Da. Fix după un <coughs> an în care mi-am încercat eu cu muzica, așa am dat câteva piese, îmi făceam eu artor cu chestii. eram eu super fiert. Uh, 2018 am plecat. Am încercat să continui acolo activitate, m-am anturat așa cu niște reporași la început de drum ca și mine. Era chestia aia că, bă, ai să fim mai mulți, hai să dăm muzică, știi, hai să creștem cu aia, filme Români din -alea. sau... Români, îți dai Aha. seama, din Galați, în mare parte și din alte orașe, pula. E acum majoritatea nu mai fac muzică. Bă, ce vrei, nu puteau toți acum. E vorba de cât de, de, cât de mult o duci, de cât de mult rezisti, trebuie să ai răbdare. Știi ce zic? Și am plecat, am început o viață nouă acolo, cumva, era totul de la zero, fără anturaje, fără distrageri, să zic așa. Mă duceam la colegiu, adică am plecat în clasa 10, m-am dus, dus în Anglia, am urmat un colegiu, un curs, de fapt, de business și marketing, timp de 2 ani, ca să-mi iau o, o diplomă extinsă după acei 2 ani, dădeam examene și chestii. Și în același timp făceam muzică și aveam part-time jobs ca să pot să investesc în muzica asta, știi cât se putea. Că deja făceam o vârstă și nu mai puteam sta la mai mea și la tag, mai dați -mi și mie bancă. Vedeți, trebuie să încumpăr cumpăr bituri, trebuie să. Uhum. Da, da. asta. Și până la ce vârstă ai rămâne? Tu acum mai locuiești în Anglia, mai te duci acolo? Uh, mă foiesc, Anglia, România. Aha. Uh -huh. Noi suntem stabiliți acolo în continuare, știi? Adică Na, din 2018, pula mea, da, până în prezent, am stat cumva acolo și veneam așa rar în România, câteva săptămâni. Nici măcar nu eram, cu, nu eram cu treabă pentru că nu aveam ce să mișc. Na, după contact fatal, după câteva piese, a început, am început așa în asta cu artiști și chestii. Mm. Dar până atunci a fost hustle că nu aveam distrageri. Eram numai eu cu muzica, am zis, pula mea, fac muzică. Altceva n-am de făcut. Mă prind un pai și scriu versuri și ascult bituri 4 ore și așa o vă renou, așa arăta fiecare zi din viața mea. Și filme în continuu. Mamă, eu fac, eu dreg, o să fiu, o să pula mea. Ai zis că ai și lucrat în timp ce era acolo. Da, ce am avut, avut așa niște joburi. Nu știu, ultima a fost la un hotel, la recepție, pe timp de noapte, două zile pe săptămână, vineri no. și sâmbătă, că erau frecventate super mult de englezi pub -urile. astea, era uh, uh, hotelul exact în centru uh -huh. și oarecum le era frică patronilor că mai erau dobitoși din ăștia care treceau, cine știe ce se întâmpla și au să fie să fie safe, știi? Uh -huh. Veneau uh, oameni care stau în hotel, care erau cazați acolo și tau codurile, chestii, tot ce vă trebuia doar să dau un hello și să, fiu, să mă compor frumos și să îi ajut, și atât. În ce oraș se întâmpla? Hull. Hull. Da, Aha, la patru okay. ore de Londra. E un oraș așa istoric, nu la fel da. de mare. Hull City, știu echipa. Hull City, da, exact, de la Hull da. City. Super tare. Și acum vrei să rămâi în România? Vrei să te stabilești aici? Bă, cam sunt nevoit. Se întâmplă prea multe chestii aici și consider că mă cam foiesc așa în pulea, că, gen, dau bani pe bilete, dute, vino. Pe de-o parte, cei mei sunt acolo, știi? Și mă duc să mai petrec timp cu ei, știi? Pe Anglia asta, gen din momentul în care ne-am mutat. Chestia asta, faptul că ne-am mutat și că eram doar noi trei, ne-a unit super mult. Știi, acum tai mi e cel mai bun prieten a meu, mă susține foarte mult cu muzica, am dă sfaturi, e super implicat, mai mea la fel. Adică, nu știu, super, e, super, o conexiune așa super strânsă, care mă bucură. Că nu e toată viața. Știi? Așa e. Mai ales că spuneai că în anii trecuți nu prea aveai timp. Da, ce... asta, e, asta e chestia, gen. Acum sunt fericit că avem, avem amintiri. Am petrecut mult timp cu ei. Pot stau liniștit și o să mai petrec. Da. Foarte tare. Cum a fost prima lor interacțiune cu tine, artistul, când ți-au auzit primele uh, Bă, ei m-au susținut din totdeauna, dar nu erau siguri dacă se va întâmpla ceva. Mm. Nu mi au zis. Tata nu mi-a zis niciodată, bă, nu-mi fă asta. Mi-a zis doar, bă, vezi, trebuie să fii conștient că trebuie să-l tratezi ca pe un business trebuie să investești în el, ca în orice altă afacere, trebuie să fii perseverent, dar nu mi-au zis niciunul dintre ei, bă, oprește-te din a face căcatul ăsta, sau până la urmă de el am fost influențat în a face muzică. Când eram mic, na, asculta Beauty Mafia, Paraziții, chestii, m-a dus spre latura asta, hip-hop. Am fost Asculta fascinat. el și cumva trebuia să asculți cu el? Nu, gen, asculta el și eu eram foarte curios de ce se întâmplă acolo. Se auzea în casă, bă, nu da, ies? da, na. da, da, da. Erau mesaje din alea, gen... Cum e în piesa aia, părat, citește o carte, și zicea, uite, vezi ce zice. Da, mm -hmm. da, astea. Am fost fascinat, am fost curios. De ce se întâmplă și mai, mai târziu am stat eu să... Fac research să ascult, să văd artiști din state, din România, din asta. Ce artiști ai favoriți? cu ce, de prima dată cu artiștii din afară care am interacționat a fost Eminem. Deci el a fost primul care m-a fascinat, efectiv. Uh, îmi plăceau clipurile lui, îmi plăcea care mesaje, știi? Nu prea înțelegeam eu multe, dar, nu știu, eram super atent. Îmi doream să aflu mai multe, știi? Traduceam versuri, chestii, 50 cent la fel, the same shit. Uh, nu știu, toată latura asta, hip-hop, cumva. Eram așa și state și România, dar în principiu hip-hop. Și culmea e că când m-am apucat de muzică evitam să fac hip-hop. Era februarie aia trap. În ce pula fac? Rap. Cu aia pe tot tineretul ascultă trap acum fac eu rap. Și stai, că mi cum zicea, bă, fă rap, în pulă mea, fără rap, că o să-ți iasă bine. De ce nu faci un bum-bap, un hip-hop, un de astea Zicea, mai lasă nu vezi aici trap cu tăresc, cu XY, chestii. Și în momentul în care am dat-o pe rap, am zis, bă, să-mi chiar bun cu aia. De la piesa Cine te crezi, e care a fost cea mai legit. Deci după aceea a venit contact fatal. Și restul istorie. <laughs> restul istorie, da. Și din România? Cu cine ai relatat așa? Oh uh, bă. Beauty Mafia, Paraziții, La Familia, CIA, Uh, nu știu, mai era probabil că e omit În Mult. general? Da, în general latura asta hip-hop. Asta predomina pe atunci. hip hop ul bucureștean? Da. da, da, București. da, 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 Filmele alea, da. Super tare. Și eu ascult acum, adică, nu, ascultam, eram mic la fel, Mafia Paraziții, la familia și acum stau în Sălăjean și a trecut zile trecute cu <laughs> ea pe lângă mine, cu bicicleta. <laughs> Așa, aia, ce se întâmplă în București ăsta? Marfă, fico. Chiar e Dar dacă n-ai mai putea să-ți continui cariera în muzică Ce te-ai vedea făcând? Bă, nu știu Din ăsta perfecționist te Când eram așa Dar și acum fac chestia asta Stau mult, mă aranjez Vreau să fiu țiplos Impecabil când ies Stun Și tot stăteam așa în oglindă Îmi făceam părul, chestii Și am zis Bă, cu aia ce tare ar fi să fiu frizer Nu știu, chiar Este și o, și o meserie frumoasă uh -huh. Și una relaxantă Stai, vorbești cu clientul îl și faci frumos, el pleacă fericit, tu ești fericit. Așa e. Toată lumea e fericită. Adevărat. Nu știu. O foarfec aici pe gât să faci <laughs> tu. <laughs> da. nu o poți Asta mă lipsa, da. <laughs> nu poți Asta te, te face legit. Ca verify după Instagram la <laughs> <artist. laughs> exact. Toți frizerii trebuie să aibă frate o foarte tatuată. Ai Aia era dacă n-ai, nu ești frizer adevărat. Azi. zic. <laughs> tu ai avut primul tău job în Anglia sau ai lucrat de fapt erai mic când erai aici? Da, nu, no, primul meu job a fost în Anglia. Ai zis ca recepționer și ai zis că ai mai avut sau ăla a fost? Da, din astea, nu știu, mă duceam part-time, nici nu le luam în serios, ai mei mean, îmi spuneau că, bă, găsește ceva, uh, ceva ca lumea, știi, ceva stabil, un job stabil. Uh -huh. Ziceam, bă, n-am nevoie de job stabil, eu mă duc la job ca să fac bani să investesc, aveam alt obiectiv. Exact. Că toți știi că au ai chestia aia cu, păi dacă nu merge planul A, n-ai un plan B, n-am un plan B, îmi bag pula în el de plan B. Că nu mă mai pot focusa pe planul A după unde ajuns. Și aveam un plan A pe care mă focusam în continuu și gen, jobul era așa, bani. Ca să, să fac, ai să bagi să acolo. am, De fapt să bag, nu știu, era plan de depozit din ăsta de pastile, mm. chestii. Săteam și nu făceam nimic. Efectiv. Nu era cine știe Dar erau 12 ore, de ale morților. Scriam două, trei, patru piese. Scriai și la muncă? Nu, vorba vine, dacă A. suntem acasă în timpul ăla, gen. <laughs> care e momentul tău preferat în care îți place să scrii? Nu no, nu știu. Era să zic când sunt dar nu. Nu știu când mă apucă. De obicei ascult muzică și mă hăipuiesc, mă gândesc la chestii și când simt emoția aia, pur și simplu mă pun să scriu. Mm -hmm. Trebuie să fie așa un, un spark, nu știu, să se întâmple ceva. Mm -hmm. Știi? până la urmă tot în dormitor sunt, că ăla e locul meu în care crezi știi? Dar cam de la aia pleacă, nu știu. Dimineața îmi fumez țigara, îmi beau cafeaua și plec în cameră. Mă duc, fac muzică. Mm -hmm. Ți se întâmplă și random așa să fii, nu știu... da, 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 pe stradă, scot telefonul, oriunde se întâmplă moment, și momente așa, stau în duș, îmi vine o linie, o scriu, mm -hmm. sau o înregistrez dacă n-am versurile scrise. Se poate întâmpla oriunde, pur și simplu îți vin dume în cap, îmi fuge și amintea. Deci, am momente când merg pe stradă cu prieteni sau prietena mea și vorbește cu mine și gen, deci, nu, am momente din aia, fuge așa, mă gândesc în altă parte. Și îmi vin așa idei, versuri, bă, ce să fac, bă, continuu, focused. Mm -hmm. <laughs> Cu cum, cum procedezi? Bă... Am colaborat cu mulți produseri până acum. Am... Cred, uite, cu cine am colaborat așa cel mai mult și au dat, am avut rezultate mari. A fost cu Zioan care e un produsor din Galați, cu care cumva am început și treaba asta. Eram așa câțiva rapperi, cum ar veni trei rapperi, pe care Zioan l-a cunoscut printr-un prieten. Un cel din, din ăsta mic, știi? Mm. Uh, eram toți la același studiu de care am uh, menționat Adinau, știi? În Mergeam, da, în Galați. Mergeam mm. să înregistrăm acolo și am început să fac treabă cu Ziwan in, inclusiv când am plecat în UK, știi? Mm. Asta și a -am ieșit nou și, el. Da. Da, 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 țineam legătura și îmi trimitea beat și a ieșit nou și Sherlock, Cybertags, Contact Fatal, Huracan, multe alte piese care au prins foarte bine, gen. Și avea tagul ăla cu zile, bă, Ioane, și de la aia s-a luat, era tagul lui, și lumea a crezut că pe mine mă cheamă Ioan, sau Ion, sau Ionuț. Ah, da, frate, Ioane am văzut multe pregut. video. bă, nu, nu, nu mă cheamă Ionuț cu aia, nu mă cheamă Ioan, nu. <laughs> nu sunt eu ăla. Da. da. E clar, e Matei Gabriel, da, nu Luca. <laughs> nu e nici Ion aici. Bă, frate, toată lumea încearcă să înghicească, am văzut tot felul de combinații. Laurențiu, alții, Mario, Giorgio, nu știu, Luigi. Le-au luat pe toate din Italia și le-au combinat să Nike. Mike. Tot felul de astea. Ceva de pe la concerte vara asta, vreo întâmplare <coughs> mai caterincă? O întâmplare mai caterincă? Nu, nu știu. Sau ciudată, nu știu, o, -o întâmplare. Bă, o să zic una gen așa, care nu e chiar, chiar caterincă, dar o zic una caterincă pe bune gen care nu are treabă concerte sau așa, gen. Mm -hmm. Încep cu aia de la concerte. Am avut un concert în Bacău de curând și a plouat toată ziua, frate. Ne trimitea ro alert din 10 în 10 minute avertizări că exact la ora la care trebuia să cânt, dă cu grindină, dă cu ploaie, dă cu tunete, cu meteoriți, cu de toate cu aia și să la ce se întâmplă. Ce facem? Am avut noroc și nu, nu s-a întâmplat nimic. Până la urmă s-a oprit ploaia și ne-am continuat concertul, știi? Dar cealaltă, gen ce mi s-a întâmplat în Timișoara, noi de la concert, eram pur și simplu cu, cu Gav, cu tovarășul meu pe stradă. S-a dus la magazin, eram afară, era o femeie peste stradă, cu încă o femeie mai în vârstă. Și tot auzeam din spate că el e. Mă, el e, dacă zic că el e, el e. Și na, nu am uitat prima. Și auzi, bă, el și-a dat play la Kraken. Mm -hmm. știi? Și m-am întors, am dat și a zis, da, eu sunt. A, că pă, fata mea e mare fană, îmi permiți o poză, te rog. Zic, sigur, nicio problemă, știi? Nu am... traversat femeia strada, se pune în fața mea, scoate telefonul și m-am imaginat că îl dă lui Gaf să ne facă o poză sau că întoarce telefonul și face selfie. Și mi-a făcut poză, mâncați și poate. Doar ție? Da. da, doar mie, gen cum faci la o statuie. Mi-a făcut o poză. Și în momentul ăla, ce am făcut? -te -am, am luat și poziție de poz. <laughs> <laughs> Îți dai seama că s-a dus acasă la fiică să-și arătat, Uite, a făcut poză lui MGL Și are în telefon o poză cu mine, că stau așa wow. Îți dau mesaj și zic, doamne, vreau să pun pe Instagram Trimite-ți și mie <laughs> Trimite-ți mie poza aia, doamne, sau măcar să văd dacă e și bine Da, da, da <laughs> Wow, nu cred, și cum ți-a făcut poza și băiații ai zis mersi? Da, i-a zis, mersi și a rămas What the fuck was that? <laughs> wow Da, nu, da. a plecat fericită, dacă era fericită, am fost și eu fericită da. Uite, am cu fericitul nou. Da. Wow, nu s-a gândit o secundă, cred că. Nu știa, probabil nu știa care. Nu, nu am vinuiesc pe păi. A fost așa da. un funny moment, știi? Chiar că funny moment. Da. <laughs> <laughs> Ai vreun feed pe care vrei să-l faci cu cineva? E dorința ta. Uh, bă, da, frate. Din România zici? Da. Întâi și după aia ne ducem. Păi fituri până am asta stai să încep cu ăla pe care am făcut. Am făcut unul cu OG și aici și Marfa, Benley Cup, de pe albumul lui. Mm. Uh, da, așa ai zis uh, să, revin la întrebare, să fim pe subiect. Da, care ți-ai dori. Da, nu știu, consider că este un artist Marfa rău de tot. Și am vibrat și tare rău de tot cu el de când a fost valul ăla de trap, de când a apărut. Frate, aș face ceva cu Super Red. Nu știu, chiar l-aș vrea pe albumul meu. Păi? That's what I'm saying. Nu știu, are, pare un sos. Nu mai zice nimeni în România pe piese pizdă, cum zice Sperad. Da. Mi se umple gura așa. Da, așa, nu știu, zice așa cu tărie, așa. Cum zice Auzi Pula, așa zice el. Pula. Da, 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 exact, hai. <laughs> nu știu, mi se pare marfo. M-au rupt toate refrenele, toate strofele de pe albumele, de la șatra. Bro, scoate un album. Am mai E de așa Hai da. Ai motivat acum. Da. Și din afară? Din afară? Am murit, Dumnezeu să-l ierte. Ce să fac? Cu pop smoke, odihnească-se în Ar fi fost ceva marfă. De la el te-ai inspirat? Da, Cumva? a fost o sursă de inspirație, sincer. să am să mănânc cat aș fi egoist să fac chestia mm -hmm. asta. Ar fi o prostie. A fost o sursă de inspirație. Știi că m-a fascinat faptul că nu avea nimeni nicio treabă cu, cu UK Drill-ul sau New York Drill-ul, New York Drill-ul e din America, UK Drill-ul e din UK, da. chestii de-asta, diferă stilurile cumva, deși, na, Devin de la subiect. Uh, Zizi, zi, zi, că uite, eu nu știu Da, 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 asta. a, nu? Nu. Nu, e o chestie pe care nu adică știu. Adică poți... le știu, le da, cunosc, da, da, dar, na. Păi da. nu, sunt mulți oameni care nu fac diferența dintre o piesă hip-hop și o piesă drill. A, okay. Multă lume mi-a spus că contact fatal e drill și era nu, bro, nu e contact, contact mm. fatal, nu e drill. Da. Dar a fost singurul artist care, nu știu, a dus-o, a depășit cumva barierele, știi? În momentul în care a spus, scurt. Dior, welcome to the party, de astea. Piesele astea care au bubuit super tare, cumva a devenit viral și în UK și în România, vedeam pe blastoriul, pe, peste tot a fost o senzație. Cred că mondial chiar s-a da, dus. Da, da, s-a dus mondial. I-a fascinat până și pe oia din UK care... Rapperii din UK sunt cumva așa mai... Nu știu cum zic, mai flegmatici. Este de părere că UK drill-ul mai bun decât New York drill-ul. Pe lirică, pe flow, pe tot, cumva. Părerile sunt împărțite. Cumva, da. Fiecare pare lor, îți dai seama. Da, asta e chestia. Din UK, ce artiști îți plac? Bă, nu știu dacă am din acestea hard, așa... Nu știu, m-am pe D-Block, Europe, mm -hmm. Hancio, ascultam, uh, Central C, Fredo, și nu știu, cred că cam atât. Probabil am omis câțiva, sau culoarea mea. Abar în Diga D, -D mm -hmm. iar e Marfo Cu ce artisti internaționale vrea să împarți scena la anul? la Beach Please. Bă, cu m-am gândit că ar fi marfa să vină Six ix 9 6 ix Da. Nu știu, m-am gândit că a fost tare. Ar, fi tare, pardon. Six 9 cumva, gen, am văzut selecția de artiști internaționali, dar m-am gândit că ăsta ar avea impact, ar niște piese și a... topur. Și Central Sea ar fi marfa. Că ești mai aproape aici. Da. Ești Bine și Six Nine, până la urmă, a cântat în Parklake, adică... Da. <laughs> ce ți de la Parklake până la Costinești? <laughs> ce ai făcut cu primii bani de la primul concert? De la primul concert? Da. Când ai fost tu prima dată plătit să când Ce ai făcut cu banii ăia, dacă mai oh, ții așa, am avut primul, primul și primul concert. A fost în Galați. Aveam câteva piese așa și... Mi-am luat 150 de lei Mi-am luat și bani Talent Șef Ai fost doar tu sau mai ai fost mai mulți? Nu, am fost doar eu Mamă Ce vorbești, mă? Nu mă joc Am fost așa hai po să știi Am văzut că săreau aia prin spate Erau profesori care erau în față Erau ce? Era un bal ceva Da, era bal, era bal Și am văzut și niște reacții de astea Și mai erau și câțiva care ziceau că smart fost eu hata mi-am să o după mă, galați, ați fost extraordinar, știi? Asta se întâmpla înainte să pleci în Anglia sau mai Bă, înainte, aici? Înainte, înainte, înainte. Cred. Nu. Aplicasem și venisem pentru concert, I don't know. Aha. Uh, da, nu știam ce am făcut cu primii bani, Prua, nu știu, mi-am luat căcaturi. E, o, nu mai jumate, te încerc să fiu. Milion jumate. Țigări și bere, cred că, nu știu. Ei băut în aceea seară? I am băut, cred că în aceea seară, soto un moment uh, jenant ai avut de la vreun concert să-ți întâmple ceva? Să... Moment jenant. Cred că tot de la ăsta coaie. Hai să mă gândesc bine, da. Da, cred că tot de la ăsta din galați. Că nu, nu, nu mi-am controlat respirația bine și se auzea că făceam un microfon. Gen, forță, știi? Da, sau trăgea aer tare. Da, nu știu, erau niște sunete așa dubioase care nu trebuiau să apară în microfon. Trebuia să țin și eu o distanță, dar eu îl țineam la... nu la momentele potrivite. Aș mai întreabă lumea aici de pe Instagram, pe aici. Când vedem Contact Fatal 3? Nu știu dacă o să existe Contact Fatal 3. Mi se pare cu, că... nu știu, o duc în cringe. Contact Fatal 2 a ieșit din prisma faptului că Uh, deci fii atent. Am scos contact fatal. Mi s-a zis că sunt un one hit wonder. Uh -huh. Și că nu o să mai scot piese mai mari. Cum a fost, a fost răspunsul asta? versuri, Am scos acab, am scos crack, În nu era ok. Marfă. Dar trebuia să-i convin cu ceva, să le dau la temelie. Și a fost Contact Fatal 2 și inițial toată lumea îmi spunea, bă, nu pune numele Contact Fatal 2, că îi strici sosul. Și că în momentul în care scoți o a doua parte a unei piese, se duce cumva ceva, știi? Dar mie mi s-a părut foarte bună și în momentul în care am făcut, nu știu, prima, uh, refrenul și prima strofa în scoaie, este Contact Fatal 2. Ești prost. Și am pus numele Contact Fatal 2 de-a dreacu, ca să le demonstrez că pot să scot și o piesă, gen partea a doua, care se ducă mai pulă decât prima. Să fie mai bună. Din, din punctul meu de vedere e mai bună și îți dă mai mult hype, uh -huh. a doua parte. Cumva fiind și mai nouă, știi? Așa da, 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 și da, da, mai da, nouă, da, altfel Am analizat-o mai mult, nu știu, -am, am văzut ce le place oamenilor la prima, sau ce uh -huh. le place oamenilor în general, sau audă de la MGL, uh -huh. și am zis, e să concentrez chestia asta, e să o îndes într-o piesă și să fac detaill de hit. Uite că așa s-a întâmplat. Da, s-a întâmplat, a ieșit marf. Consider că te-a ajutat TikTok-ul? Cu da, 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 da. M-a ajutat TikTok-ul. E, e o metodă foarte bună de promovare, dar trebuie să știi să o folosești. Gen, nu știu... Aveam, aveam momente când mă promovam foarte mult, îmi promovam piesele, o lăsam moale. Uh -huh. Știi? Lăsam o perioadă quiet. Pentru că am văzut foarte multe persoane care erau super... înfipte în TikTok-ul ăla și apăreau zi de zi pe foriu și la un moment dat... Puf, S-au risipit, au dispărut dintr-o dată și nu mai dai de ele și nu mai fac aceleași numere. Uh -huh. Și ce se întâmplă? Gen. Așa că stăteam o lună, stăteam ceva timp, postam iar, chestii de genul. Dar gen eu am prins strict pe muzica mea, gen n-am avut clipuri cu mimuri, că mai sunt eu prost și mai glumesc și mai fac clipuri de-astea, știi să râdă lumea sau da, uh -huh. de-astea. Uh, dar n-au avut același impact cum aveam, nu știu, un snippet, spre da. exemplu. Gen se a la... mai tare. Da. Și le da. și făcea în stilul ăla, mie asta îmi plăcea, cu efectul ăla de puțin, știi? Da, Că de da, merge da, camera da, da, tine, da da, așa. Da, 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 da. Bă, dacă ziceai de asta cu clipuri fanii. Uh, ai făcut tu cu tovarăși tău unul cu... Nu știu cum îl cheamă pe ăla. De mereu îi zice ce să zică și el zice invers. Uh, de... sake și Nițoiu. nu? Da, ma, așa. Am făcut eu cu Gav, cu aia, dar a fost... Bă, da, mie mi s-a părut fascinant cât de bine erați amândoi da, dacă că da. voi le ziceți, frate. Mie nu vreau să da, cred. Da, da. Eu am dat mai tare la un moment dat, credeam că vorbiți, voi faceți parodie. Și după da. am că e sunetul, frate. Da. Și voi păi multă lume cu a fiecare. crezut că ăla e sunetul original. Gen. Aha, au da. prins super bine, a fost așa, au fost... Uh, o rafală de videoclipuri care s-au dus așa instantaneu pe For you. unul dintre ele cred că are un, aproape, aproape, un milion, 980 de mii are, cred că, nu? Da, gen aproape un milion, inclusiv Sache l a văzut, Mm -hmm. A râs foarte tare, ne am și contactat, a zis, bă, sunteți nebun rău de astea. Nu știu, marfă. Da, chiar a, chiar a, fost super funny, pentru că, bă, amândoi, mă, erați, efectiv, știați ce păi urmează. Păi stăteam cu ei, nu nici de stram, adică a, a venit natural, gen, n-a fost așa, de, bă, hai să facem un TikTok, da, să da, da, pula mea. v a spus la Ne-am dorit, știi, doar ne doream să facem un TikTok, dar în timpul ăla eram noi, adică râdeam, aveam crize de râs, ziceam, hai, iar, hai mai deodată, o dată, de-astea. Am văzut că faci Destul de des mai faci un live, așa, mai stai cu lumea la o Bă, da, la o... nu știu, mi-a plăcut, M am prăjit pe asta în ultimul timp. Eu vreau ca ei să înțeleagă că, gen, eu ce spun acolo, cine sunt acolo, e prăjeală și eu da, fac caterincă. Exact. Gen, nu e nimic foril. Că mai am momente din astea în care mă îmbăt intru pe TikTok și eu am momente de prost și nu... Bă, se Bine, întâmplă. etichete oricum se pun, mă doar în pulă ce etichete mi se pun, știi, dar... na Vreau să înțeleagă că e stric caterincă și... Bă, se și vede că eu, Caterin, că trebuie să... Da, mă bucur, cumva. E, e destul de evident. Da, au ajuns cu aia, nu știu cum, am trezit după live-urile alea, mă trezeam, câte un videoclip, apărea 40.000 de, de like-uri. mă, da timp. Da, 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 păi mai sunt, eu, eu așa mai văzut mult din chestii decupate și puse de oameni random, și mi-apară pe foriu cu voi. Da, 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 cu pov, cu, la cu tot felul de, da, 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 de astea, da, da, gen. Da, da, cu glume. Da, funny shit, nu știu, mie mi-a plăcut care e piesa ta pe care o cunosc cu cea mai mare plăcere? Știu, o să-mi zici că toate, cel mai probabil. Dar una, ai tu un foc pe ea, e focul tău. Contact fatal 2. Doi, 1? Doi, da. Este asta și cicatrici. O mai zic, o simt așa. Eu. Cum a fost cu când ai scris cicatrici? Cum a început toată... Bă, piesa aia o merită mai multe vizualizări decât are Sambapula. Mi-a făcut YouTube-ul niște nasoale cu o scotea de pe topic, o băga la loc, Oamenii nu mai vedeau, o vedeau iar cumva, măcar bine că e pe Spotify și, rămâne și rămâne e acolo. Bine pe Spotify. Bă, piesa aia merită mai mult, frate, decât are, pentru că am scris-o din suflet și în jumătate de oră a fost gata. În wow. jumătate de oră a fost gata, înregistrată și efectiv stăteam în fața calculatorului și eram prost, gen nu mi-a venit să cred. Cu aia asta am făcut-o eu și a venit from the bottom of my heart. Wow. Și am făcut-o singur, trebuia să fie cumva piesă solo și gen, i-am trimis solo și am zis, iau, ce am făcut cu aia, dă -și mi o părere, cum ți se pare? Și ăsta era într-o seară afară, în cartier, în mașină, fuma un șto și asculta piesa și mi-a zis, Bă, vere, vreau și eu să par pe asta, că e tare rău de tot. Nu știu, mi-a dat-o, am rămas prost. Zic, da mă, cu tot dragul, consider că te-ai super bine. Nu aveam nici, nici nu mi-am făcut griji cu aia, nici o secundă că, nu știu, n-ar fi pe film sau de -astea. Înțelegea cumva mesajul piesei, gen hustle, chestii că faci niște sacrificii și nu e așa ușor pe cât pare, pula mea, să ajungi în, într-un punct de ăsta în care să fii cunoscut, și o persoană publică, să ai notorietate. Și cumva el înțelegea super bine hustle-ul ăsta. A trecut prin niște chestii prin care am trecut și eu și am funcționat foarte bine împreună. Mi-a dat strofa, tot timpul la mea, ce tare e asta. Și am urcat-o pe internet și oamenii au înnebunit. Le-a plăcut foarte mult. A fost un duo care a prins bine. Da, și lumea a relatat cu ea. Da. Cei de sacrificii. Care crezi că a fost cel mai mare sacrificiu pe care l-ai făcut pentru muzică? Bă, cu au fost multe. Au fost multe, gen banii pe care aveam, îi investeam pe toți în muzică. Nu aveam o garderobă bogată de să zici că mă trezeam și aveam probleme să mi pula. cu ce mă îmbrac astăzi. A, știam cu ce mă îmbrac. Ce văd în față? Trei tricouri și ce dracu mai era pe acolo. Și n-am fost ultimul dezbrăcat, ultimul boschetar, dar zic că nu mă, nu, ce vreau să punctez aici este că nu țineam mai mult la imaginea mea, cât țineam la muzică în sine. Uh -huh. Știi? Că sunt unii pe care doare în pulă de muzică, dar zic hai să mă îmbrac designer, să port Gucci înșit ca asta mă face artist. Nu te face asta artist în pula mea, trebuie să fii șmecher, trebuie să fii tare pe muzica ta, gen. Și eu asta îmi doream, să surprind prin muzică mai mult decât prin imagine, cumva, știi? Uh -huh. Era ultima chestie la care aveam grijă, aveam grijă de latura asta, de, de Instagram, chestii să te afișezi, că da. te duci spre persoană publică și așa, dar sacrificii s-au făcut. De la faptul că, nu știu, uh, pula mea rămâneam fără bani. Am avut un clip la un moment dat, am dat prima tranșă de bani, la a doua tranșă uh, tipul cu care lucrez acum, actually, gen. Hmm. Nu lucream pe atunci cu el, dar eram la început și mi-a zis, bă, uite, a doua tranșă de bani atât plus benzina. Și era 280 de lire, eu mai aveam păcar 275. Și am rămas cu 5 lire de un pachet de țigări pe toată săptămâna. Am zis, mă doare în pulă, fac clip, ești nebun? Și tocmai că, gen, am, invest, am investit în clipul ăla, investeam, gen, chiar investeam, aruncam cu promovări. Prindeam tot ce, tot ce mișcă. Eram cu Instagram, pula mea, Facebook, chestii, nu știu, punem pe pagina cu tare, care are nu știu câți urmăritori. Dă-i banul cu Tărescu să zică de tine, fă aia, fă aia, fă aia, dă clip, să ai producție marfă, plătește bitul să n-ai probleme de drepturi de autor, plătește mixmasterul sau cine mai era. Uh... Și da, dar bă, știam, a, și unde, ce v-am zic? Și am făcut clip, am făcut mare pulă de clip și am investit sute de lire în clipul ăla și a făcut 30.000 de, mii de vizualizări. Atât. Aveam pretenții mari de la el, însă bă, pula asta, rup, ești nebun? Și nu s-a întâmplat nimic, -a, au fost 30.000 de, mii de vizualizări. Da, am zis, bă, lasă. Aia e. Eram harcorist din ăla, gen, mă aruncam, mă duream pula, aia e. Mă arunc cu toți banii. Se întâmplă ceva la unul, se întâmplă, se întâmplă. Care a fost momentul când ai simțit că, bă, am reușit? Poate n-ai ajuns unde îți dorești tu, de fapt, dar ai simțit că, bă, de abia de curând. De abia de curând. deși, făceam numere într-o perioadă și asta nu puteam să-mi iau chestiile alea de să sunt, bă, pula, eu sunt bun, nu aveam cum. Eram, și sunt destul de modest din multe puncte de vedere, din multe privințe. Gen, chiar aveam oameni care mi-aduceau aminte, bă, vezi că, na, pula mea, umpli o sală sau faci niște numere, faci milioane, faci... Na, cumva, de curând. Am zis, bă, uite, am reușit, se întâmplă niște chestii, legit. Eu eram focusat pe alte, bă, am făcut, eram la modul gen, făceam o mie de vizualizări în primă fază, Mă bucuram, hai, următorul obiectiv era 10.000, de la 10.000 la 100.000, de la 100.000 la 1 milion, de la 1 milion la 10. Și tot așa. Și gen îți dorești mai mult, mai mult și eram din ăla care pompa și efectiv pe asta mă focusam, gen în asta, pe asta max am super să muncesc și atât. Care e procentul în MGL? Muncă și talent, fotul procentele, cum sunt? Wow, păi multă lume spune că e mai mare Procentul de talent decât de muncă Dar eu sunt de altă părere Eu zic că e mai mare procentul de De muncă decât de cel de talent Nu știu, undeva la 70-30 80-20 uh -huh. acolo. 75-25 ca să fie <laughs> 75-25 să fie toată lumea În păcate Nu eram cel mai bun, nu m-am apucat și eram Chris Brown Că habar n-aveam să-mi pula Dacă știam ce fac acolo Dar eu voiam să fac, știi? Și a fost vorba de. Da, de perseverență, în timp. Și a spus timpul cuvântul, cumva. S-au întâmplat chestii. Vreau să întreb că ziceai de asta. Ce sfat ai avea pentru cineva care ar vrea să-ți urmeze cariera? Pentru un puști de 15-16 ani? Mm. Sau nu numai? Bă. Să o facă din pasiune. Să nu facă căi la modă. Probabil că vede și vede pe cute și mamă ce tare el sau. Nu, simplu, simplu fapt că gen e la modă să faci chestia asta în ziua de azi, știi? Uh -huh. Să o facă că, că gen așa simte el, nu că nu vrea să se ducă la muncă în pula mea. Băi eu chiar îmi doresc să fac muzică, păi fă dar fi conștient că trebuie să sacrifici multe. Gen, dai bani și faci bani și pula mea. Faci chestii, faci mișcări. Că ești tu cu tine. Mai ales în... Asta că nu... Pula mea e rap sau trap sau whatever Pleacă din stradă cum ar veni. De fapt și de drept, nu? Uh -huh. Nu e pop să te duci la casă de discuri și te, te ia cineva și zice gata, hai tu, urmează mă că eu fac tot pentru tine. Păi tu ești și cel care trebuie să spui pui amprenta peste tot. Trebuie să fii prezent când face la mixmasterul, să te gândești la concept pentru artwork. Dacă nu să-l faci chiar tu, să fii tu tot, să fii multitasking. Și să nu ții cont de părerile oamenilor. Că mulți te descurajează. Zic, bă, da. Ca așa mi se punea problema. Bă, dar din toți ăștia crezi că tu o să reușești. Am un prieten care chiar, tovarăși, a, în galați. Uh, și în ziua de azi vorbim, ne știm de mici, știi? Uh -huh. Și a fost sincer cu mine la început și mi-a zis, bă, nu faci chestia. Nu. Nu sună bine cu aia. Uh -huh. Ei, și acum am, 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 vorbesc cu el pe cameră și îmi spune, bă, Bine că nu mai asculta cu aia. Stii, cam la modul ăsta se petrece situația. Vreau să te întreb de, ai spus de că ești mereu acolo să vezi la Mix Master și așa. Crezi că poți să faci asta la nesfârșit, să fii tu, să te ocupi de toate chestiile sau ai nevoie de niște oameni, o echipă în spate? Da, ai nevoie de niște oameni care să lucrezi. Păi până la urmă am trecut am avut foarte multe persoane cu care am colaborat de-a lungul timpului. Fac asta de patru ani cumva și am tot schimbat așa anturaje. Uh -huh. S-a schimbat, schimbat, omul care îmi face mix master s-a schimbat omul care îmi face beat s-a schimbat omul care îmi filmează clipurile. Și cumva am ajuns la formula perfectă. Să fie uh -huh. și înțelegere, aceeași viziune, același, același, obiectiv, să tragem tare toți și să facem, tot, să facem fiecare dintre noi cei mai bine, gen, să-și facă treaba perfect toată lumea. Da, 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 perfect. Gen la modul ăla. Cumva s-a ajuns la treaba asta de gav, am dat, după ce am schimbat mulți ingineri de sunet, și am dat de el care, cumva, gen îi îl rupea ce făceam, știi, intrasem eu cu drill-ul, cumva, între primele piese ale mele drill, și a ascultat de la Huracan, a zis, mamă, ce tare, eu stau am legătura cu el, am vorbit și nu știam cum să-i zic că, bă, frățiorul meu, eu vreau să colaborez cu tine, că ești tare, dar n-am bani. Uh -huh. Să-ți dau ție cât ceri pe fiecare mix. Că dacă vreau să scot muzică multă, păi îmi dau down la portofel. Și a zis, bă, stai, mă, liniștit cu aia, că facem asta, suntem amândoi, să creștem să așa. Super, și a zis, bă, hai că eu mă bag cu tine, că am încredere că o să bubui, m-a mirosit, cumva aia. Gen, toți ăștia cu care lucrez acum, au simțit în mine ceva, știi? Au zis, bă, o să bubui, o să vezi. Și mă încărcau așa cu energie la fiecare apel, cu cine vorbeam, cu Swisher, cu Rodby, cu Gav, mă încărcau așa cu energie, bă, o să vezi, coaie, că o să bubui. Fii atent la mine, ești altceva, ești în continuu, zi de zi, aceleași conversații cu care, prin care ne încărcam cu energie și totodată manifestam pentru punctul în care suntem astăzi, cumva, știi? Mhm. Mm da. Cum a fost pentru tine când ai început, ai, când ai devenit cumva persoană publică, adică să te oprească oamenii să faci poze și așa? Cum ți oh, acordat? eu îmi doream de mult chestia asta cu aia. Îmi doream de când eram undergroundist și nu mă oprea nimeni. Știi? Mai erau niște băieți care făceau muzică la mine în oraș, băi și păi bă, eu oprez. mă sunt bab, dar pe mine nu mă oprește nimeni niciodată, mă nu vrea să facă nimeni poze cu mine, pe mine cine mă știe mă cu aia? Și s-a întâmplat asta la un moment dat, știi? na, a venit valul ăsta cu un fatal chestii și am fost oprit pe stradă în mult, am făcut senzații în Galații și nebun. și <laughs> era toată lumea mult. În acum mai poți și să ieși pe stradă? A? În galați mai poți să ieși pe stradă? Da, frate, bine, nu, e chill, e all good. Nu, nu mă deranjează să fac post și așa, pot să, mă oprească 50 de persoane pula mea. Am răbdare că e tare, mie îmi place. Na, nu știu cum, cum o să fie pe viitor sau așa, dar... Hai momentan e marfă. Simți o presiune că toată lumea, adică echipa ta știi, zice, bă, că o să rupem, o să -și. simți o presiune că, bă, trebuie să... Păi, duc la capă treaba asta, nu poți să-i las pe ăștia. Am se... dat mă de facă. Gen, eu car situația pe la urmă. Ei se ghidează cumva... Nu știu cum... Ei au încredere în viziunea mea, să o zic așa. Înțelegi? Mm -hmm. Bă, vreau să scot asta, bă, uite ce fel asta, ci e simplu, vine totul natural, gen. Dar cumva mă implic în mod direct în toate, inclusiv clipurile, gen... Uh, băiat, tipul care îmi face clipurile trânc, Gabriel, shout-out, cel mai tare. Uh, trebuia să zic asta, îți dai seama. Uh, da, nu știu, ne sfătuim. Bă cum să arate, bă cum ce trebuie să facem, uh, să fie producție mare, unde mergem, UK sau România, ce folosim, pe cine contactăm cum luăm legătura cu persoanele alea în so on. ce trebuie plătit, ce se poate obține prin ai frățiorul meu <coughs> și de asta gen. E treabă de, nu știu, artist independent cumva. Ai, trebuie să faci chestiile astea, ești nevoit. Clar. Nu le face nimeni <coughs> pentru tine. Câte piese ne lansate în momentul ăsta? Ne lansate? Da. <laughs> nu știu, vreo 3-4, cred. I don't know. Dar nu mă sunt refer în... În sta și în stadiu de proiect. Adică câte proiecte ai început A... nu finalizate? Pă, nu știu, bro. Multe. Începute nefinalizate, proiecte gen, nu știu, încep beat-ul, dau refrenul, am multe leftovers. Uh -huh. Am multe refrene, multe strofe. zicea, astăzi ziceam lui Gav uh, că am multe leftovers, uh, adică strofe care n-au fost date sau refrene care n-au fost date și cu producția luată de la zero, cu instrumentalul luat de la zero făcut de el, vei să-mi dacă îi dau așa o săptămână de zile, cred că termin albumul. Mm -hmm. Am foarte multe versuri scrise, gen de multe nu se fac cu să sau acolo. Pax. Dacă dau scroll în conversație de pe Messenger, găsesc manuscris. Mm -hmm. Da, am. Dar bine, e chestia că, gen, când e vorba să dau un next release, îi dau next release, gen, mă focusez doar pe next release. Aha. O deci acum am, făcut, acum am făcut o piesă, mă focusez să dau pe următoarea, gen. De-abia încep să o dau pe următoare. Fiecare artist funcționează în felul lui, eu funcționez diferit, aparent. Îți mai ciudat. cu tabieturile lui, cu... Da, cumva da. Și când e vorba de next release, stau până iese next release. Uh -huh. Să-l simt. Dar stau doar pe el. Nu iau piesa din urmă De am făcut-o în 2019 și Ți s-a întâmplat să ai proiecte vechi De acum un an, doi și să le -am, Nu țin proiecte în calculator Neterminate Dacă este bună o fac, o termin Urmează să o lansez Bă, bă, album sau îi dau drumul luna viitoare Sau peste două luni Sau când vine sezonul de am o piesă Acum n-am apucat să dau vara asta O să dau vara viitoare, gen la modul ăsta Aha. Dar dacă nu este să fie Nu este, nu, nu fac chestia aia. Și crezi că piesa asta pe care trebuie să o lansezi vara asta și vrei da. să o lansezi vara viitoare, crezi că la anul o să-ți mai placă și o să o lansezi? Da. Legit. Dar se poate întâmpla și să nu-ți placă? Da, fac alta. <laughs> <laughs> Îți dai seama. Da, se poate. Se, se poate întâmpla și chestia asta. Nu știu, nu sunt genul, gen... Sunt artiști care au foarte multe proiecte în calculator, foarte multe piese în calculator, o mie de piese, 500 de piese. Eu nu am așa multe. Le nu auzi, pot, de gen, gen, nu pot să fac, să o las tot acolo. Gen, nu, dacă fac un proiect, îl iau de la A la B, de la cap la coadă și îl fac de dracu. De când iese pe net să zic că lumea dă timpul la ce-a scos ăsta, e nebun. Așa funcționez eu. Păi poate asta a fost și... Da, probabil că da. Treb așa trebuie să fie. Mm -hmm. Da. Hai să ne și jucăm un joc așa, știi? Să ne mai... Hai. Că tot am vorbit, tot am alea. Ai răsuflat așa, puțin ai chef, <laughs> <laughs> Nu, 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 e chill. Stai așa. Uh, <clears throat> Would you Se numește. Uh -huh. Stai așa, că sunt în engleză, le traduc. Uh... să fii... Ești obligat să cânti fiecare piesă care intră sau să dansezi pe fiecare piesă care intră, ce alegi? Nu știu, e la o petrecere să zicem. Ha. Ok. O când? Când tot ce intra? Tot, tot. Când? Și nu știi. Bă, pot tot. să și dansez, nu știu, fac, îmi place. Deci mergi pe cântat. Ce Eu când e? petrec, petrec și când și dansez în același timp. Ai, ori <laughs> petrec, pe orice, pula mea. Doar ne <laughs> distrăm. Ok. Să-ți găsești dragostea adevărată azi sau să câștigi la loterie la anul? <laughs> Să-mi găsesc dragostea adevărată azi sau să câștigi la loterie la anul? Da. Să-mi găsesc dragostea adevărată azi. Dacă banii îi facem. Așa este. Tu ești cu fotbalul? Ai vreo echipă favorită? Da, da. Ceva? Da. Care? Manchester City. Manchester City? Da, este și Real Madrid. Nu știu, nu pot să mă hotărăsc. Dar dă da, în continuare. Ok. Auzi-o pe asta. Să stai... 10 ani în pușcărie Așa Sau să stai în pușcărie până ia City Champions League-ul <laughs> Să stau în pușcărie până ia City Champions League-ul E sigur? Am încredere Bine Ai văzut ce tot pățesc Fiecare an Să ai o, o menajeră personală Sau un bucătar personal Uh. Uh. O personal. personală În care o mai comanzi mai <laughs> <că -i ține>. <laughs> da. <laughs> Hai să zic Să porți aceleași șosete o lună Sau Aceeași pereche de Chiloți două săptămâni Aceeași pereche Hai să mă apu. Nu Aceeași pereche de șosete mamă, mine n-aș nu știu ce se întâmplă Mi-a stricat picioarele, cred că no. Mi-a dat stricate din fabrică, se strică repede Să știi ziua în care o să mori sau anul? Anul Știi păi, ceva, ce anul ăsta e? Păi să mă ia prin surprindere că Dacă știu ziua, mă pregătesc în până Păi mă referi ziua, o să știi Se întâmplă pe 27 septembrie Dar nu știi anul Și oh, shit. an pe 27 septembrie Trebuie să stai cu târșă Nu, frate, știu anul Pare-mi știu una și bună. Așa e, da. Știi? Să nu stai cu târșe mereu. Și ultima, să ai uh, al treilea sfârc sau un uh, extra deget. Fuck de Un extra deget ai zis? Da. Hai, de până. Al treilea sfârc. Pe ăla mai ascunzi, mai pui un plasturi. Unde îl poziționezi? L-ai vrea pe mijloc? Exact pe mijloc aici să fie. Să fie între ele, a? Păi da, să fie așa în linie. Super tare. Ce să zic, ăsta a fost jocul, ți-a plăcut? Bă, mișto. Le-am luat și eu de pe internet. Acum, <coughs> ai pus story ăla pe Beach, please. Să vedem ce întrebări ai de la lume. Let's go. Uite, de la adi.exe1. Te rog frumos, îmi iei și mie un echipament pentru fotbal. Ăsta e visul meu, dar n-am posibilitate. Să-mi scriu în privat. Auzi, Adi. Scrie că vine Crăciunul și se fac fapte bune acum. Care nume numele lui adevărat? Nu vrea să spună. Reacția celor apropiați când, ai aflat, când au aflat că te-ai apucat de cântat? Bă, nu știu, cred că de familie am zis. Da, da, prieteni. Am zis, prieteni. La școală, ăștia. Nu ziceau nimic, nu. N-am văzut pe nimeni să vină să-mi zică în față bă, ce de căcat cânți. Uh -huh nu se putea întâmpla așa ceva. Gen. Ei ziceau că, bă, da, foarte bine, tare, dar nu le plăcea cu adevărat, că îi simțeau. Dădeau de așa uh -huh. și că stovară și lor, știi? Uh -huh. Dar nu îi rupea pe bune. Uh -huh. Cumva. Da, ai auzit și de ăștia care să vorbească urât, nu ți-au zis direct? Da, -aia da, aia da, 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 am auzit. Că se prostește și la pe YouTube sau de-astea. Uh -huh. Am auzit multe de-astea, gen. Ce să le faci? Basket sau football? fotbal? Fotbal. Colaborări noi? Urmează pe țeavă cu clipuri, cu alea, colaborări pe albumele altor artiști, cu albumul meu. Cumva urmează niște colaborări, dar. Poți aia, să zici, pe unde o să te mai vedem? Bă, o să fie o surpriză. Ok. Trei artiști care te-au inspirat. Păi, a fost Eminem, a fost Pop Smoke și un al treilea, I don't know, ce-mi plăcea așa tare. Um, nu știu, nu-mi vine în cap momentan. Cineva a fost acolo, latura asta hip-hop în principiu, pula mea. Nu e unul stabilit. Nu e unul, da. nu știu, nu, e ca atunci când întreb care e filmul tău preferat, păi am văzut o grămadă sau serialul tău preferat. Exact. Care mm. e serialul tău preferat? <laughs> Limitless. Da. Bun. Și mai chiar. da. Cine te-a ajutat să-ți faci flow-ul ăsta așa hard? Eu. 100% în casă. Păi, <laughs> da, homemade. <laughs> uh. Evoluezi de la o piesă la alta, îți dai seama. Îți veni tot felul de nebunii din astea. Cumva. De unde ți-a venit să-ți faci vocea atât de groasă pe piese? Nu știu, a fost tot blada mea. La un moment dat. Au plecat de la piesa Galați, aveam voci suprapuse, aveam două voci. Mm. După aceea, de la Huracan, m-au dragi și s-a întâmplat de la sine, a fost, un, a fost doar o voce pe toată piesa, gen, fără voci suprapuse, fără nimic. Nu știu cu cine mă certasem, era de sărbători, de Crăciun, am băut, m-au luat de cap și am început să țip pe microfon și am zis, mamă, ce tare cu aia. Mm. Și gen, s-a întâmplat de la sine. Cumva am concentrat toată, toți nervii și toată supărarea și toată frustrarea acumulată în tot timpul în care stăteam și mă întrebam dacă mi iese sau dacă se va întâmpla ceva la un moment dat sau chestii de astea, știi, te întrebi, bă, pula mea, dar ce ar trebui să fac, să se întâmple sau, știi, treci printr-un struggle, printr-un hustle, cumva. Și, na, e normal, e firesc, te uiți la altul sau oameni care erau de același nivel cu tine la un moment dat și au crescut înainte te bă, să-mi la pula, eu când. Știi, la modul ăla. Uhum. O chestie de-asta. Trebuie să o <coughs> să menegerezi asta și cumva productiv pentru tine, știi? Să da, da, da. Devine o frustrare, păi, oricum te separi cumva de frustrarea asta, de toate gândurile negative în momentul în care nu ne neapărat miști ceva, ci în momentul în care realizezi că mindset-ul tău e prioritar, gen e super important pentru cariera ta. Gen, nu trebuie să fiu hater în legătură cu muzica altuia, nu trebuie să doresc rău altuia, nu trebuie să fiu frustrat pe cariera altuia, nu trebuie să mă interesez de grădina lui, ci de grădina mea. Gen, la modul ăsta. Și așa că e bine pentru Da, ta. gen. În momentul ăla se schimbă chestii. Și tu de, îți faci treaba mai bine. Da. da, ești mult mai focus și împăcat cu ideea că se va întâmpla și la tine la un moment dat în viitor. Trebuie să-ți aștepți momentul. Și când îți vine șansa aia să profiți de ea, că și da. asta contează. Trebuie să o exploatezi de soia dracii. Să ți scoți la produs. Aia zic. Să-mi galați și Nici eu nu stau departe de zonă și... <laughs> de Cunoști poveste. <laughs> da. Poți să ne povestești o bătaie de-a ta? Oh, care din ele? Una care îți vine. Au fost mai multe. A ah, uite, altă întrebare, prima bătaie. Dacă vrei prima, dacă vrei una din... ele. Ah, nu mai țin minte prima. Prima s-a întâmplat... Ah, prima. Prima s-a întâmplat, eram în general, l-am bătut pe unul, am fost filmat, am ajuns pe Facebook, ah. am devenit viral în galați, m-au luat ăștia că, bă, dar ce pula, comentau, da, le știi. Uh -huh. Și, nu știu, a mai fost una în cartier acolo la mine, l-am bătut pe unul, că tot avea de astea figuri. Bă, era, știi care chestia? Era perioada aia de 15-16 ani în care te simți tu buri cu pământului și faci tu căcaturi. Și mai drincuiam așa, mă mai luat de cap, începeam, era anturaj de cartier, făceai căcaturi, te luai cu lumea, Ca asta, cam asta era definiția șmecherului în capul tău, deși nu asta e definiția șmecherului. Exact cum zicea și Uzi, că chiar dacă știi ce înseamnă mulți înțeleg ceva asociază mai mereu cu smardoia la știi? Exact. Și cam așa, cam asta ești tou. erau niște episoade prostești din adolescența mea, care s-au da. dat căcaturi. Erai copii. În fine, și l-am bătut pe ăla, au venit mai mulți, a venit unul cu toporul, erau 20, noi patru beți, rupți în gură și ne-am bătut. Picioare, pun. Noi. Da, de-aia ai după aia cu păi, stai, seama. Bine, am a venit cu unul cu toporul în pungă, îmi du-te, drag de aici cu toporul tău. Pula mea. Du-te în pădure cu toporul. Du-te în pădure cu toporul. Episoade din astea, pula mea. -a și a, când -a. Ai ajuns pe Facebook și așa cum s-a terminat? Oh, fuck. Ajunsesem pe Facebook, a văzut toată școala, oameni din exteriorul școlii, am fost tras la răspundere de câte profesori, dar tras la răspundere în sensul că Bă, de ce te-ai bătut? Păi, uite așa și pula mea, până la urmă, tot i-au făcut ceva. Era cu o clasă mai mare ca mine. Era la șaptea, la opta. Mamă, și bătut și umilit pe și Facebook. Și bătut și umilit pe Facebook și nu știu ce au mai făcut profesorii. Dracu știe. Restul e istorie. Să fie sănătos băiatul acum. Să da. Bă, nu recurgeți la gesturi de-astea. Stați, dracu, cum banca voastră. Știți că e mai bine. Dacă vreți bătaie, mergeți la sporturi de contact. Da, la sporturi de contact. Alea te învață să fii și disciplinat, te învață că nu trebuie să te bați în stradă, să fii calculat într-un scandal. Mai întâi vorbești. Totul se rezolvă prin vorbă. Suntem oameni. Cu toții. Păi da. Crezi că școala te ajută? Întreabă un băiat. Bă... Mie nu mi-a plăcut școala niciodată. Mi-au plăcut, mi plăcut anturajele, mi a plăcut că, nu știu, mă luam cu colegii, chestii de-astea. După ore sau în timp. După ore, sau în timpul orei sau pauze sau când era, dar în schimb nu mi-a plăcut. Nu eram așa un fan, n-am fost genul să tot ce din clasă, ce era, era. N-am fost un elev de 10, dar nici fraierul clasei sau numai 4 pe linie. Eram acolo, 7-8, mai prindeam un nou sărămână tati, da, știi? Păi da, 10 Era, la desen și alea ca toți băieții. Dar așa în principiu nu știu, nu. ce se învață astăzi în școală consider că nu te, nu te ajută cu adevărat. Probabil știți povestea de la Shelly că na, Au fost niște clipuri urcate pe internet cu Ministerul Educației, cu asta a avut un punct de vedere foarte bun, îl susțin O cu tărie, băia deștept, da. Și el Legit. Cu cine ești certat sau un bif? Bă, cu nimeni, ei, unii au ceva cu mine. Pentru faptul că na, nu mă asociez, cumva nu depinde de alții, că nu, nu mă întorc pentru hituri, că am intrat așa am dat buzna și m-a durut în pulă și am făcut numere și totul pe spatele meu, cumva. Bine, și cu ajutorul oamenilor care au contribuit la asta, a echipei mele. Dar. Am văzut foarte multe înțepături la adresa mea. Și pe Insta, și în piese, și în chestii, și tot ce am avut de zis, am zis pe piese. N-am ieșit postorii să dau nas că nu erau personalități atât de mari cât să-i bag în seamă. Înțelegi? Uh -huh. Nu consideram că trebuia să... -mi... Nu miroseam timpul ăia. De ce plan să mă cer cu cine să mă cert? Mă simt și aici puțin într-o postură, știi că vin diferiți, diferi, diferi, da. diferiți artiști. Da. Și nu știu acum, poate. Unul e certat da, cu chiar altul nu care contează, gen, îți dai sau nu... Eu fac treaba aici. El doar să da, tu voi doar zi, să faci treaba. Sunt la job aici. Și voi sunteți la job. Da, job. Nu are nicio legătură. Uh, ce se întâmplă, se întâmplă... Ei știu de ce se întâmplă. Pula mea. Exact. Fiecare cu ale lui. Ale lui. Un oraș Uf. favorit în care ai concertat? Asta e de la mine. Ia și eu. Ia și, Bă, frate, are un loc rezervat în inima mea și cu e pentru concertul ăla. Și cred că și în... și pentru alți artiști a da, fost haos. am auzit și eu, am auzit și eu. Păi publicul e super marfă, gen, scântă orice piesă și e acolo hyped. Că inclusiv când interacționezi cu ei și faci jocuri din alea cu publicul, sunt pofelie felie, gen. Uh -huh. Asta îți dorești să auzi de la un public, ca și artist. Te încarcă așa cu energie și de-aia să ca un retardat. Și altfel poți să transmi și tu înapoi. Păi da, aia zic, gen, se schimbă totul. Cât de tare, bă. Să ai concerte. Păi. mă apuc păi. Și, și eu într-o zi. să par și pe la bici, plis, pe aici. Aia zic. Mâncarea preferată? Paste. De care? Carbonara. Bă, și mie îmi plac. Am învățat să fac acum rețeta adevărată. Bă, s house cu îmi mm. plac rău de tot. Când faci un concert la Galați? Când o să fie organizarea pe măsură și o să fiu chemat în... Dar chiar tu, de acum, de când uh, ai concertele astea, Blana, așa, n-ai avut în Galați până acum, a? Bă, n-am avut în Galați, era vorba în trecut, au fost probleme de organizare care m-au enervat. Uh, nu știu, nu am căzut de comun acord din anumite puncte de vedere și motiv pentru care nu s-a ținut niciun concert în Galați. Dar cumva m nu știu, m-a M-a enervat așa faptul că totuși, de la, gen, fiind orașul meu, cumva despre care am cântat pe diferite piese mm -hmm. așa, mă așteptam să fie primul care vine cu inițiativa de a hai să organizăm un concert MGL, știi? Da. Și cumva, na, am rămas dezamăgit, dar life goes on. Bună întrebare aici. Vei scoate colecția ta de haine? Mărci. Da. Mărci sau colecție de haine ca un brand, să nu fie neapărat mărci. Wow. Cred că e some next level shit asta cu brandul, colecția mea de haine. Dar mărciul, da, e pe țeavă. Te mm -hmm. adică, ai dorit să faci o colecție de haine? Da. Am niște idei marfă în cap. Sper să le pun în aplicare într-o zi. Momentan mă focusez pe mărci că am zis că e necesar. Necesar? Da, să Da, nu știu, lucrez la mărci. Momentan e în beta. O să postez pe Instagram, cred că săptămâna viitoare, ai din nou un model cam cum aș vrea eu să arate tricou. -ul. Nu o să arate și a dar e... nu știu, cam... pe acolo. Cum, cum interacționează oamenii cu el. Ai doar câteva modele sau... Nu am un singur model. Am un singur model. Mm -hmm. Nu am gândit la... De tricou? Rest. Da. De tricou. Și vrei să vezi cum se cum să -și, să testeze apele și după aia să... Da, dar vreau să văd și părerea oamenii mai întâi și după aceea să mă arunc în forță. Oricum o să prindă bine, m-am gândit, am fost pe felie și la model și de deci ce o să mă leg de album, de piesele care au fost hit, de sezonul în care lansez mărciu ca să fiu atent la articolele pe care le dau. Uh, nu știu, o să pot să mi eu încerc și cu mărci, pur și simplu, după aceea să fac ceva, variantă premium. Da, momentan lucrez la asta. Da, deci vrei să faci o treabă serioasă, nu ai vrea doar să arunce și în Da, nu, sunt atent la sigur. material, sunt atent la uh, print, uh -huh. să nu faci, să nu speli de două ori și să te piști pe el. Ai uh, vorbit deja cu cineva, ai vreo... Da, da, da. Da, am discutat cu cineva. Talent. Și, na, sunt atent la detalii, pentru că vreau să fac legit. Știi? Mm -hmm. Și colecția de haine bănuiesc că bine, dar acum e de vreme. Dar la un moment dat ai vrea să o, La un să moment faci? dat, da, poate o să iasă ceva colecție de haine. Nu e, sincer să fiu, nu e prioritar. nu mm -hmm. E o prioritate pentru mine. Prioritate pentru mine e muzica, release-urile, albumul, viitoarele albume, probabil mărciu, tot ce ține de muzică și cam atât. Poți să mai spui ceva despre album? Măcar așa, un fit sau... Dă uh, conceptul albumului pot să zic. Sau? Că m-am gândit să fie ceva ce reprezintă hustle și, nu știu, ceva ce să... Uh, să, te inspire, să te motiveze, cumva, indiferent de profesia pe care o ai. Că, că acum mă întorc la mărci, că termenul the, the GOAT în sine, The Greatest Of All The Time, uh, poate fi aplicat în diferite domenii, gen, nu trebuie să fii neapărat artist, poți să fii fotbalist, basketbalist, exact. orice, I'm The GOAT, de aici te pleacă conceptul cumva de The GOAT. Iar conceptul albumului e being a hustler, came from the mud to the top, gen, la modul ăsta, adică, pula mea, sacrificat tot, i-am dat tare, i am muncit, am dat asta, știi? Parcursul? Făcă, Parcursul, da, da, da. da. Super, în principiu, car. ceva motivațional în care să se regăsească oamenii care chiar își doresc să facă ceva și au nevoie să-și găsească motivația în ceva, nu știu. Să aibă un mesaj, anume, cumva. Cam pe asta se bazează lumea. Da, da. Să fie treaba, treaba... Ce așteptări pentru la anul, la Beach Please? Bă... O să fie diferit. O să... Mă compor ca tare. Deja știu despre ce e vorba. În primă fază, na, era un primul meu concert legit. Bă, și oarecum mă bucur cu aia, știi? Că a fost așa ceva calificat. Iar la Beach Please la anul... O să fie mai haos. O să se audă inclusiv pe ecrane, pe YouTube, cum cântă toată masa aia de oameni. Cum țipă și cum zbiară și cum sar în sus pe piese. Ai simțit cumva în cariera ta aportul pe care l-a adus Beach Please? Ai simțit un boost? Uh, cumva, da. M-a pregătit cumva pe partea asta de live performance, știi? Mm -hmm. Adică am știut la ce să mă aștept. Adică o luam la modul, știi, după ce am fost la Beach Please și am dat, am cântat în fața 20.000 de oameni, după aceea când aveam concerte de 1000 sau mai puțin, nu mai aveam nicio treabă. Eram, am, am putut să fac aia atunci, pot să fac asta lejer. <l> deja nu mai Da, ai avut cumva o meci mare, acum are Da, o, deja am gata, minte. pula mea. La anul, repet, o să fie house. Sunt sigur, mi-o promit. Mie și pe asta. Și vouă. A toți băieții și toate fetele. <coughs> de la. Și de că vrei cu six, Nine să împărți scena? Da, nu de știu, e morful. Și. consider că ar face. atmosferă. Nu știu, mă. cine cine, o veni, o veni, o să fie marfă oricum. Sănătoși să fim. Sănătoși să fim. Dacă te întorci la 18 ani, cu cunoștințele pe care le ai acum. Da. Ce ai face? Ai repeta parcursul sau ai face ceva diferit? Mi-aș zice doar să fac ce simt că o fac bine, o să iasă bine. Atât. Mm -hmm. Dar nu mi-aș da spoilerii, nu mi-aș da nimic. Că m-ar opri din a mai fi așa productiv și așa pățeavă, știi? Mm -hmm. Make sense? Da. Pentru mine, știi? Adică ai zice, bă, dă-i dă în continuare, o să vezi tu nimic mai mult. Îți imaginai acum 10 ani, da. Ci, da. chiar când erai tu mic, ce voiai să te faci? Nu aveai 11 Nu ani. știu, nu aveam nimic în cap. Nu aveam nicio profesie. N-am avut niciodată o profesie la care visam de când eram puști. Uh -huh. Zic, mamă, eu când devin, când o să fiu mare, o să mă fac... A, nu știu, gen mă... mă... M-a atrăgea latura asta artistică, gen tot ce ținea de artă, pentru că bunicul meu a fost pictor, aveam tablouri pictate de el în casă rudele noastre la fel, prietenii rudelor în so on adică chiar a fost bun pe treaba asta și vara mea tot la fel, cu desenat cu pictat în familie cumva exista tot așa clinație spre artă și am zis că vreau și eu să fac asta și mi-am încercat -o și eu prin desen am zis că nu-i de mine mi-am uh -huh. încercat-o prin beatbox am zis că n-am viitor cu beatbox-ul, deși ajunsesem printre... Nu eram cel mai bun, eram printre cei mai buni din Galați. Mă descurcam pe asta. Mai știi ceva? Să mai faci ceva? Să dau? Uh -huh. Stai așa. Să-mi buzele. Bine. Ah. <rântul> da, bine. asta a fost așa. O mică demonstrație. Ca din să nu ziceți că n-a făcut. Da. <rântul> talentul care zace în mine. De beatboxer. Dar tu ai stat în UK atâta timp, nu te-ai gândit să o dai și în engleză? Toată lumea mai să fac chestia asta, ideea e că acolo... Na. Uh, diferă accentul, e accentul britanic, sunt uh -huh. slangurile pe care nu le știu nici în momentul de față pe toate și ele predomină în scena UK Drill. Uh -huh. Înțelegi că toți cântă în slanguri, toți chestii, până la urmă, e muzică venită din cartier înșit. Știi? Exact. Și cumva am zis, bă, da, să reușesc eu o română, că îmi fac eu acea aceea, dam pe engleză, dacă vreau cu adevărat. Vrei să o faci și pe asta? Da. Păi mai am așa scăpări pe piese în care o dau în engleză, nu știu. Uh -huh. Mai am așa câteva băi băi ceva. Dar n-am o piesă întreagă pe care am dat-o în engleză, dar probabil la un moment dat o să o dau. Când o simt. Dacă o simt, o dau. Dacă nu, mai aștept. Nu te grebești să o dai nu internațional? Mă să dau internet Poate cu artiști internaționali, dar să cânt tot în română pentru că pula mea. Ești dacă patriot adevărat. Bă, dacă stăpânesc bine treaba asta, gen, dacă sunt eu mulțumit cu produsul final și zic, bă, că, gen, ți-am zis, sunt perfecționist. Dacă totul sună țiplă și am folosit și slanguri și mi-am dat-o și în engleză cum trebuie și n-am avut de alea scăpări de moldoveandă, de, știi, mm. când vorbești în engleză și mai scăpări de alea, atunci e all good. O dau până la capăt și o fac bine. Cam ăsta e principiul pe care merg. Tu cât ai stat în Anglia fără să vin în România deloc? Ce o, perioadă ai Trei ani. Trei ani să... n-ai venit deloc? N-am venit deloc. Ok. Și bănuiesc, vorbeai română, ah, bine, a, bine, ai zis că mai aveai și prieteni români și rude și așa. Da, mi-era teamă la un dat, vorbeam engleză zilnic și mi-era să nu-mi pierd, uh, uh, nu știu... Uh, cuvinte din vocabular, pentru că făceam și muzică și îmi doream să am un vocabular vast pe piese cumva, să uh -huh. mi-o dau cum, pentru că nu voiam dume, voiam astea până la mea, știi? Exact, și trebuie să știi. Trebuie să știi. Asta e chestia. Și tu ai terminat liceu acolo? Da. <hânt> Business și marketing. Ai rămas în conexiuni cu prieteni de acolo, englezi sau de alte naționalități? Nu, era, of, da, era un tip junior Uh, care făcea, avea și el filme de astea de repuri. Și eu la fel, și am zis, să avem filme de repuri amândoi. Și venea la mine acasă, fumam, făceam muzică, repuia, stăteam acolo la calculator, la PC, eu ca și cum îi făceam mix, chestii, dar habar n-am ce căcat făceam acolo. Eu mă prefăceam că știu chestii, improvizam pe moment și la final dar cât de sparți eram, ziceam, mamă, ce tare sună. Ești nebun? A doua zi era un căcat infect. <hânt> nu puteai să asculti treaba aia. se auzea din tomberon. <hânt> Dar ne hăipăiam pe moment, știi, era, eram acolo. Ei, filme de-astea, gen, Pula mea. ne ai povestit și la minte, un frumos, când ți-ai luat filmul ăla pe Alex Velea. <hânt> da, frate, în aceeași cameră. În aceeași cameră? Da, în care făceam muzică dar cum s-a întâmplat? Că atunci oricum mai povesti mai pe scurt. Care a fost? Bă, frate. Deci îi cei CD-uri tatălui tău cu muzică. Deci nu erau CD-uri, gen. Eu îi făceam, îi puneam muzică pe, pe stick. Mm -hmm. Stickuri, Stică, pula da, mea, da. bagi și ca să nu mai stai schimb piesa din Bluetooth. Că el asculta când ducea, ducea la, muncă, știi? Și o băga să -i meargă da, acolo. băga să meargă acolo, știi? Asta era dumă. Și aveam, uh, îi făceam sticuri, și salvam folderul respectiv cu muzică ca să le înlocuiesc în caz ceva pula sau măcar să le am acolo. Na. Le păstrăm uh, și... Na. Eu fumam în România cu anturaje, chestii mai pipai, știi? Niște iarbă, niște de-astea. Și era chestia că eu n-am ținut cont de faptul că acolo eram vreo 4-5-5 de ne combinam. Înțelegi? Și eu m-am dus în Anglia, am am și eu niște bă, din alea, ești nebun, ce încerc eu, ce pula sprost. Am sunat pe un tovarăș pe cameră, că pe asta, nu știu acum, mult timp, pula, am sunat pe cameră, zic, bă, vezi că e groasă, trebuie să-mi rulez și habar n-am cu ai. Nu rulasem, eu nu rulam niciodată. Știi că am stat în galaz, n-aveam o gară, era unul care rula mereu. Hmm. Și m am învățat, tot la mea ești așa, un joint, stătea așa, știi că era cârlig. E sărea foaia din el, am zis, dă-l în că-l fumez așa, și eu șmecher, știi? Trăgeam, țineam forță în pieb, nu fumam cum se fumează noi, iar iarba e tare, bro. Aia fumez așa ca pe o țigară cumva, țineam în piept de, să dea draci în capul meu și la final, buf, m-a lovit. Așa, din senin, are nowhere. Fai de plan și că m-a lovit, m-am dus în cameră, m-am pus, zi bun. Hai să ascund niște muzică. Asta ar trebui să fac acum, să ascund niște muzică. Și nu mergea browserul cu aia. Să ascund niște muzică. Și m-am luat pe browser. Că de ce pula nu merge browser? Și eu am ce fac? Cum ascult muzică cu aia? Și am intrat în playlist-ul ăla și... Mă cam și lol. Eram juc jucător de League of Legends, forță. Și... Vreau să simțeam nevoia să ascult muzică. Și am intrat în folderul ăla cu aie și am dat de o piesă. Era de la Golden Boy, cred că. Cu aia Ferrari, pula. Mm -hmm. Și s-a pleat aia și am ascultat-o de 3 ori m pus pe scaun de la calculator și direct așa. m -a Acolo am lemnit. Am ascultat-o pe aia. Again and again. Se schimbau până la De <laughs> că m-am tripat pe aia, știi? Wow. Crezi că iarba te ajută în procesul tău creativ? Obișnuiam să cred asta. Nu mai cred. Uh, chestia era că gen uh, mult timp în urmă fumam, ah. Și ziceam că, bă, da, cu ai, mă ajută chestii, ai, că scriu, că pula mea. În momentul în care am dat de MGL hard și muzica mea era hard și trebuia să rag pe piese efectiv, am considerat că nu mă mai, că nu mă ajută deloc, actually. Mm. Că eu fumam și mă, lipseam, mă moleșeam așa, mă duceam la microfon și eram stilul... Contact lil fatal. Contact fatal, <laughs> știi? Eram stilul Lil Wayne Gana. Nu eram nici de cum pop smoke sau Agresiv și da Veli, cine mai cântă mm -hmm. cu vocea aia așa. Și am zis, bă, nu-i bine cu aia. Na. Și, da, nu știu, pula mea, mă duceam să mă pun să fac muzică, fumam, mă duceam, mă puneam la PC să fac muzică, bă, bă pula, mă juc în FIFA. Mm. Ce și tu știi, nu mai eram la fel de... Focus. De productiv. Da, nu mai eram la fel de productiv. Păi cam asta se întâmplă. Da, venea să stau așa, pula mea joc în FIFA, aia ascult niște muzică, da, că mi-e foame, mi mănânc ceva și pula mea. Și mă joc. a trecut ziua. Da, cam asta era două. Da. Ce jocuri te joci? Deci ai că te joci LOL, te joci și FIFA? Nu, nu mai frecventez așa tare LOL, eram jucător crizat de LOL. acum LOL mai, drog. moale. E drog LOL-ul E drog, mă, e jocul dracului. Să-mi bag pula ce rage am avut la jocul ăla, n-am văzut de când m-a făcut mama așa ceva. Mă știau toți vecinii din bloc. Acum mă mai joc așa for fun, pula mea, dar ce mă joc e UFC, mă disper UFC-ul ăla, sunt nebunit. Care ți place? 4. Aha. UFC 4. Talent, Și dau. Și ce mă mai joc FIFA. Și atât. Alte curiozități n-am, că nu prea am timp să mă joc așa o A, de se jocuri. Să mai fac băiețești. din asta, da, gen să fac cu story, shit, cu de-astea. Nu, no, mă mai, bam, bam. Mă mai prăjesc și mai stau câteva ore, îți dai seama, nu mănânc ca ta, am, da. da. E jucător ca al mea de FIFA sau așa doar de ocazie? Nu, no, mă, mă, ne pe bune. Da? da? Da. Și eu. Adevărat? Da. Îi dăm? Da. Bine. Te chem la mine fără mișto. Da? Da. Tu ce? Pe ce te joci? PlayStation sau o, și joci și pe PlayStation și pe Xbox. Nu, la fel. Uite, asta e caracterul de băiat, bă, frate. Aia, la fel. <laughs> nu, ai pe aia că, bă, frate, știu, eu joc pe PS și dar tot bă, bă, -ai, cu aia nu înțeleg chestia. treabă da. cu asta, exact. Dinamica jocului diferă, dar în principiu Puțin, e același. Dacă lucru. știi să joci, joci, frate. Da, sunt pula mea, nu vă mai căuta, scuze. Da, exact. Bă, dacă vrei și acum, băieți, da. trebuie să mergi la <laughs> mine, frate, hai mă, oprește că mergem la fipa. Fără știu. Tu te-ai mutat în București acum? Sau încă no, ești... No, no. Frecventez București, că... Nu știu, am multe oportunități pe aici. Uh -huh. o mai văd cu oameni, podcasturi, chestii, chestii... Na. Uh, networking. Uh -huh. Într-un cuvânt. Și stai la galați, bănuiesc, când vii... acasă. mai stau și la galați, mai stau și la Timișoara, la tovarășul și meu și pe acolo mai, mai văd ah, cu okay. oameni. Mai vin și în București, bat drumurile așa de colo-colo. Preventez multe ori. Așa, așa mă... Muni, Da, mă, acum mă întorc în UK, am pun să lucrez la album, iar mă întorc în România, că vin balurile, în so on. Până mă enervez la un dat și zic, îmi da, pula și rămân aici, că prea... Sau ție elicopter. Bă, sau așa, cu aia, este și asta. Ne avion privat, așa. elicopter și te descurci. Yeah. Bă, eu ce să zic, mi-a făcut plăcere Bă, că am vorbit. Bă, și mie, cu aia. Fără de tot. Chiar -am, am vorbit pe toate, despre tot. Ce a fost a fost. Exact. Sperăm că v-a plăcut. Eu am fost în gelele costi și până data viitoare... zi. <laughs> fac, fac eu... Da, până, până, Și până data viitoare rămâneți pe bici, Please, ascultați toate piesele, tot conținutul, vizualizați, like, share, subscribe, vă iubesc, vă iubim. Da. Și multă sănătate. Doamne, ajută la toată lumea. Doamne, ajută să fie bine. Aia zic. Te pup, bro. Te, Te pup, Numai bine.